Bine v-am regăsit aici pe Meleaguri Nemțene. Sunteți totuși un obișnuit al locurilor, ați fost și în tabere aici. Vizitați des zona, aveți prieteni, domnul profesor Suhar. Iată, acum venit în calitate de membru al juriului, da, la Bienala Lascăr Vorel, Bienala de Arte Plastice Lascăr Vorel, de la Piatra Neamț, ediția 15-a. Ușor lucru să organizezi în ziua de azi o bienală de genul ăsta? Un eveniment artistic de acest fel? Nu, este foarte, foarte dificil, foarte greu să organizezi un astfel de eveniment, pentru că, sigur, în principiu, ți se alătură oameni cu bunăvoință, dar problema este posibilitățile care țin de ordinul material. Și aici se consumă foarte multă energie, foarte multă răbdare, foarte multă perseverență din partea celor care organizează. Din acest punct de vedere, totdeauna am avut un respect și o admirație pentru cei de aici, din Piatra Neamț, că au avut îndârjirea ca să organizeze aceste bienale, nu? Asta e ediția a 15-a, deci mulțind cu 2 înseamnă 30 de ani de când a pornit-o. Și la 2 ani odată. Nu este ușor, pentru că trebuie să găzduiești lucrări ale artiștilor din toată țara. Fiecare are libertatea să-și trimită lucrarea care consideră el că poate se să... Se face și o selecție, am înțeles, a lucrării. Nu foarte riguroasă. Pentru că e o tratare, să zicem noi, democratic, în sensul, e o opțiune artistului. Da. El se prezintă aici ca la un concurs și spune, zice, domnule, încerc. Eu cred că lucrarea mea merită să fie premiată și suportă consecințele. Este premiată, este nominalizată, este consemnată, se editează un catalog, există niște documente finale și un punctaj pe care artiștii mai târziu îl folosesc în dosarele lor, care, mă rog, își redactează CV-uri și așa mai departe. Bibliografia și... Dar ca membru al jurului, ce părere aveți despre... Ce puteți să spuneți despre jurizare? Jurizarea a fost... Este simplă deloc. Sigur, jurizarea nu este simplă. Cei care ne-au propus, ne-au invitat, nu peste noapte, ci cu 2 luni în urmă, au avut în vedere încrederea în profesionalismul și experiența noastră. Pentru că este doamna Suzana Fântânaru de la Timișoara, o reputată graficiană și cadru universitar, este domnul Ilie Bostan, sculptor de la Iași, care e profesor universitar, este prodecanul facultății și, cu voia dumneavoastră, subsemnatul, plus doamna directoare Violeta Dinu, care... Plasticiană și dumneavoastră ca formație. Plasticiană, dar cu o experiență în calitate de manager și muzeograf aici îndelungată. Deci echipa aceasta nu poate fi suspectată de partipriuri, pentru că nu suntem tineri, suntem oameni cu experiență și atunci judecățile care le-am făcut fiecare, independent, au fost... riguros. La urmă ne-am întâlnit și am numărat voturile, selecția fiecăruia. Și din această selecție a rezultat la urmă punctajul. Și cine a câștigat punctajele cele mai mari a luat și premii. Din păcate sunt premii puține. Da, asta exact este, despre ce vorbeam la început, da, că din ce în ce este, mai greu să strângi o sumă de bani care să răsplătească într-adevăr efortul se pot da foarte multe premii variate, nu numai pictură, scultură, grafică, da, și marele premii. Se pot da premii pentru tineri creatori, pentru consacrați, plecând de la tehnici, sigur că tehnici pentru acvarelă, diferite, pentru tapiserii, pentru foarte multe alte lucruri. Nu există resursele financiare. Da, deci cu atât dar efortul celor de la, da, Fundația Lascăr Vorel. Absolut. Care și eu nu pot decât să îmi exprim față de organizatori, față de doamna
Maria Huminiuc și doamna directoare de la Fundația Lascăr Vorel, care au înțeles, au găsit, au căutat soluții și au putut să facă... Au răzbătut până la răzbătut, pentru că pe la începutul anului, dau din casă acum, se punea problema să, dacă se mai organizează sau nu. Exact. Cea de-a 15-a ediție a Bienalei. Iată că suntem la Muzeul de Artă din Piatra Neamț și ne avem, bucurăm sufletul. Cum să spun, eu înțeleg foarte bine ce înseamnă organizarea unor de manifestări, că într-un anume fel m-am confruntat și am o experiență de-a lungul timpului. Nu pot să adresez decât felicitări tuturor celor care au venit și expun aici, organizatorilor și, bineînțeles, celor care au câștigat premiile. Sunt colegi de-ai noștri, lucrările lor, cum am mai spus, sunt lucrări de o remarcabilă ținută artistică și plastică și ca valori în sine, care trebuie să-și găsească locul în colecția patrimonială a muzeului de aici, din Piatra Neamț. Îi felicit din suflet pe toți. Vă mulțumesc, domnule profesor. Cu mare plăcere. Sănătate, numai bine. Perseverența cu care Fundația Lascăr Vorel s-a implicat în organizarea și acelei de-a 15-a ediție a Bienalei Lascăr Vorel, pentru că se auzeau zvonuri mai pe la începutul anului că s-ar putea să nu se țină din motive financiare. Asta este momentul când se aude de asemenea manifestări, de fenomenul cultural în general, de cultură. Oficialitățile parcă intră așa într-o oarecare fibrilație și strâng buzunarele bugetului. În sfârșit, suntem la Muzeul de Artă din Piatra Neamț. Ne încântă sufletul, privirile cu minunatele lucrări. Ce v-a făcut să continuați totuși? Bună ziua și bună ziua tuturor iubitorilor de artă din acest ținut al nostru foarte frumos. Fundația Vorel se simte foarte onorată că poate să ducă mai departe o tradiție a familiei Vorel, o tradiție a unui membru extraordinar a familiei Vorel, a pictorului Lascăr Vorel.
Anul acesta este o expoziție, o acțiune jubiliară, să spunem, cum ați spus și dumneavoastră, să împlinesc 15 ani de când am reluat a 15-a bienală pe care o organizăm noi. Și suntem foarte mulțumiți că am reușit. Expoziția este extraordinară, este foarte frumoasă, îți umple sufletul. Anul acesta și sculptorii ne-au surprins cu niște lucrări extraordinare și de aia suntem foarte bucuroși că am reușit cu toate greutățile întâmpinate și, cum ați subliniat și dumneavoastră, cea mai mare greutate este oferta financiară, pe care foarte greu o găsești. Iar îmi pare foarte rău să spun, dar administrația locală, cum ați spus și dumneavoastră... Și-a cusut buzunarele anul acesta. Poate că nu este impresionată de acțiunea culturală în domeniul, dar eu sper din tot sufletul. Dar faptul că pe simezele Muzeului de Artă, în momentul de față, de astăzi, începând de la vernisaj și până după sărbătorile de iarnă, este o oglindă artei plastice românești la momentul de față, ar trebui să impresioneze. Corect. Să știi că în orașul tău, în județul tău, dar în orașul tău mai ales, ai asemenea lucrări adunate, atâtea nume mari, nume și de debutanți, de artiști foarte tine, dar și nume grele, nume de artiști consacrați, sunt în momentul ăsta aici. Unii vor să vină și la vernisaj, am înțeles. Am stat de vorbă mai înainte și cu domnul profesor Liviu Suhar, un om excepțional, exact, mai nevoie un membru al jurului deosebit. Așa, da. Ar trebui să fie un motiv de mare mândrie și așa, să atingă un pic inima, cam împietrită a oficialilor. Tocmai de aceea eu le adresez din tot sufletul o invitație să vină să vadă expoziția din acest an și să vadă ce înseamnă pentru județul Neamț, pentru Piatra Neamț, această acțiune Bienala Lasca Vorel. Și sperăm ca încântarea care le va oferi tablourile și sculpturile să le facă să gândească că trebuie ajutat și sectorul cultural în acest județ. Vă mulțumesc tare mult, sper să ne revedem la jubileul de 50 de ani, adică la 25-a ediție a Bienalei și de ce nu și la... să dăinuie permanent, pentru că trebuie din punctul meu mai de vedere, departe, da. Sigur că da, și din punctul meu de vedere, organizarea Piatra Neamț a acestei bienale este un lucru de mare cinste. Exact, pentru că aici sunt rădăcinile lui Lascăr Vorel și a altor mari pictori din zona. Care, nu știu, nu punem problema acum că o parte dintre ei au cam trecut în uitare, nu? În afară de faptul că bienala poartă numele lui Lascăr Vorel și duce memoria mai departe și în felul ăsta rămâne mereu în atenția publicului cunoscător în domeniul artic, publicul amator, adică iubitor de artă, dar toți românii asociază, toată România asociază acest eveniment cu Piatra Neamțului. Exact. Unde trimiți lucrarea? Uite, la Bienala de arte plastice, Lascăr Vorel de la Piatra Neamțului. Este foarte adevărat. La 15-a ediție. Toți artiștii din țară sunt mândri că participă la această bienală și noi vrem să-i onorăm. Da. Și să-i primim cu brațele deschise. Da, știu, da. Să primească premii mai mult. Și mai multe premii ar fi putut fi instituite, nu știu, pentru debut, pentru diferite stiluri de lucru, pentru artiștii consacrați. Sigur, multe și pentru debutanții, da. Dar totul ține... Oricum, noi ne cerem scuze. Nu aveți de ce să Poate vă cereți scuze. Poate altă dată vom fi mai bogați și vom nu aveți și de mai ce mult. Să vă cereți scuze, pentru că este deja un act de mare curaj de mare demnitate culturală ce faceți dumneavoastră acum, faptul că ați ținut morțiș să se organizeze și ediția numărul 15, pentru că altfel n-ar mai fi fost. Și arta plastică românească, nu mai spun de orașul nostru, arta plastică românească ar fost mai săracă fără Bienala Lascăr Vorel. Și trebuie să recunoaștem că arta plastică românească câștigă din ce în ce mai mult teren și în exterior, pe piața externă. Da, și mai ales arta contemporană. Exact, da. Mulțumesc tare mult și vă țin cu mine, vă doresc multă sănătate și putere de muncă. Mulțumesc, la fel. Și ne întâlnim la următoarea bienală. Să dai Dumnezeu. Sărut menire.
seara! Bună seara, bine ați venit la evenimentul nostru, găzduit de Complexul Muzeal Județean, Muzeul de Artă. Și mai înainte de toate, salut prezența unor personalități care sunt mereu aproape de cei care creează și gustă cultura. Este vorba despre domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț Iona Saftei, despre domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț Laurențiu Dulamă, domnul primar al municipiului domnul Dragoș Chitic, și îi rog să vă transmită salutul dumnealor. Mă simt onorat de invitația care mi s-a făcut de a fi prezent în mijlocul artei, în mijlocul dumneavoastră, oameni care susțineți partea frumoasă, sensibilă și agreabilă la ceea ce înseamnă segmentul social. Mă bucur că văd atâta lume aici, mă bucur că văd atâta interes și în mijlocul frumosului nu ai decât, și nu se poate altfel, decât să te simți bine, să simți așa că o energie pozitivă domină această încăpere, pe care de aici, mergând mai departe, trebuie să o transmitem într-un cadru care să creeze acea emulație ca din ce în ce mai mulți oameni, din ce în ce mai multă lume să vină, să aprecieze și să agreze creațiile noastre de excepție. Din perspectiva Consiliului Județean, vă asigur de tot sprijinul nostru, al meu personal, cât și a președintelui Ionel Arsenie, care iată în această seară, din motive strict obiective, nu se află aici. Suntem alături de noi, suntem alături de artă, suntem alături de oameni, de oameni sensibili și de oameni care dau perspectivă într-o zonă în care partea fină a psihologiei umane se adună, dacă vreți, se însumează cu sensibilitatea de excepție și astea două chestiuni conduc spre bucurie. Cu bucurie vă zic încă o dată bună seara, multă sănătate și succes în tot ceea ce v-ați propus dumneavoastră ca artiști și succes nou, care suntem aici, suntem cu toții și vă rog să-mi permiteți să închei și cu Doamne ajută. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă spun și eu tuturor bună seara și pentru mine este o bucurie să fiu la un eveniment important în urbea noastră. Și atunci când vorbim de un eveniment cultural, consider că este cu atât mai important. Mă bucur să văd la evenimentele culturale din ce în ce mai mulți oameni și știu că Piatra Neamțul este oraș iubitor de cultură și totodată un oraș care a dat de-a lungul timpului oameni importanți în rândul culturii și are și avantajul că parte dintre ei sunt prezenți printre noi și iată că și astăzi ne bucură cu operele pe care le realizează. O expoziție de genul celeia care are astăzi vernisajul, cred că este o expoziție care trebuie să ocupe un loc important în calendarul de evenimente al oricărei comunități. Din informațiile pe care le-am obținut, înțeleg că Bienala Lascăr Vorel va împlini sau se apropie de 50 de ani de la prima ediție, ceea ce înseamnă că este o manifestare de tradiție și este o manifestare care omagiază unul dintre artiștii mari al acestor locuri care a creat opere importante la început de secol 20. Sper că acest eveniment va atrage cât mai mulți vizitatori. Vreau să urez bun venit în orașul Piatra Neamț celor care sunt oaspeții acestui oraș, să felicit organizatorii pentru realizarea acestei noi ediții și
să le urez succes tuturor celor care vor participa în concurs. Mulțumesc! Bună seara! Aș vrea în primul rând să mulțumesc Fundației Vorel, doamnei Ionescu, pentru invitație, doamnei Huminiuc. Să mulțumesc Uniunii Artiștilor Plastici din România, filiala Neamț, domnului Potop, pentru invitație. Aș vrea de asemenea să mulțumesc gazdelor noastre, domnului director al Complexului Muzeal Neamț, pentru continuitatea, dacă pot spune așa, a Bienalei Naționale de Arte Plastice Lascăr Vorel, pentru că, așa cum știți, cum bine știți, este o tradiție ca Piatra Neamț să organizeze această bienală. Aș vrea de asemenea să pot fi în asentimentul colegului meu, domnul vicepreședinte a SAFTEI, deși nu vreau să captez poate atenția acestui eveniment, dar poate că Consiliul Județean ar fi fost și ar fi trebuit să fie mai atent la această bienală, deși nu s-a întâmplat în acest an și e bine de spus, pentru că tot ceea ce vedeți aici, să știți că a fost în primul rând datorită celor două persoane care le-am mulțumit în primul discurs. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor invitaților care au venit la Piatra Neamț și în județul Neamț și să-i asigur atât cât pot de un sprijin și un suport artistic atât cât o să-l pot face. Vă mulțumesc încă o dată de invitație și sperăm să ne vedem și la anul în număr mult mai mare. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, stimați invitați, domnule vicepreședinte, domnule primar, stimați membri ai juriului, în calitate de director al Complexului Muzeal Județean Neamț, este datoria mea să vă urez în calitate de anfitrion, bine ați venit la cea de-a 15-a ediție a Bienalei Naționale de Artă Plastică Lascăr Vorel. Este un moment aniversar, cu atât mai mult cu cât prima ediție a Bienalei de Artă Națională Lascăr Vorel a avut loc în 1970, având doar două ediții și jumătate, până în 1976, când, din vari motive, această bienală a încetat să mai aibă loc la Piatra Neamț. Ea a fost reluată în 1997, în momentul în care s-au creat condițiile necesare pentru ca din ce în ce mai mulți artiști plastici contemporani să aibă posibilitatea de a se reuni într-un cadru specific lor. La început, atunci când în 1993 în fosta galerie Alfa a fost înființată galeria de artă plastică Lascăr Vorel, o parte din evenimente s-au desfășurat în galeria de artă plastică Lascăr Vorel. Mai apoi, Bienala a avut loc aici, la Muzeul de Artă, iar când Muzeul de Artă a intrat în reabilitare, în perioada 2013-2010, această bienală a avut loc la Muzeul de Istorie și Arheologie din Piatra Neamț, acolo unde sala de expoziții temporare și sala de festivități au găzduit din ce în ce mai mulți artiști, sculptori, artiști plastici, graficieni, care și-au dat întâlnire la Piatra Neamț tocmai pentru faptul că, așa cum zicea și domnul vicepreședinte al SAFTEI, aici se creează o anumită emulație artistică, acolo unde converg energii pozitive. La Piatra Neamț, personalitatea lui Lascăr Vorel nu a fost întotdeauna omagiată sau pusă în valoare la adevăratul său nivel. Lascăr Vorel s-a născut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și, după o carieră fulminantă, odată cu finalul primei conflagrații mondiale, în 1918, a trecut la cele veșnice, moment în care parte din creația sa a fost donată către Muzeul de Artă din Piatra Neamț și alte lucrări se află în colecții particulare sau au fost recuperate după aceea de către Fundația Vorel, cu atât mai mult cu cât Lascăr Vorel a fost strănepotul lui Anton Vorel, cel de care se leagă o activitate deosebit de prodigioasă aici la Piatra Neamț. Vorbim de farmacia Planta Vorel, de farmacia Vorel, de activitățile legate de intelectualitatea din Piatra Neamț, moment cu care
în 1970 s-a gândit realizarea unei restituții, aceea de a pune în prim plan o personalitate a orașului, la Scărvorel. Cu atât mai mult, intenția primilor jurați a fost aceea de a omagia prin la Scărvorel pe toți cei contemporani, pe toți cei care nu au avut posibilitatea de a face acel prim exercițiu de pas înainte, de prezentarea către public, de recunoaștere la nivel național. Tocmai de aceea, din 2 în 2 ani, Bienala la Scărvorel își propune să adune la Piatra Neamț pe toți cei care au curajul de a face pasul către public, de a aduce tot ceea ce au mai frumos, mai bine realizat și de a aștepta acel verdict pe care îl vom aștepta și în această seară pentru a vedea la nivel național care este cel mai bun artist care participă la Bienala la Scărvorel. Vreau să vă spun că de la un început, ca să zic așa, timid, de la ediție la ediție, numărul participanților a crescut exponențial, motiv pentru care sala de la galeriile de artă la Scărvorel a devenit insuficientă, spațiul de la Muzeul de Artă aici, în sala Iulia Hlăucescu, la fel, a devenit insuficient și organizatorii trebuiau să facă față cererii din ce în ce mai mare de participanți. Astfel încât și aici, odată cu reabilitarea, am câștigat spațiul de la mansardă, putem să expunem și în sala tapiseriilor, în sala de la etaj, astfel încât să putem să dăm posibilitatea din ce în ce mai multor artiști să vină la Piatra Neamț. Așa cum aseară am participat la Festivalul de Teatru și la aniversarea a 50 de ani ai TT-ului și astăzi avem 20 de ani de la reluarea galeriilor și a Bienalei la Scărvorel. Este un moment aniversar, este un moment la care avem mai mult de 170 de participanți și mai mult de 134 de piese de artă care definesc un sentiment, un sentiment al prețuirii față de o personalitate care continuă în permanență să fie omagiată. Pentru noi este o onoare, este o cinste că Fundația Vorel ne alege ca partener pentru acest moment. Mulțumim pe această cale doamnei Elena Ionescu, care întotdeauna vine, este alături de instituția noastră și ne roagă, dacă se poate, să primim din ce în ce mai mulți artiști la Bienala la Scărvorel. Îi mulțumim doamnei Maria Huminiuc, care de la an la an încearcă să mulțumească artiștii, spunându-le că se mai schimbă o parte din regulamentul de concurs, că nu mai avem fonduri ca să plătim pentru transportul pieselor, că nu se mai găsesc la fel de mulți bani pentru premii, că nu știm dacă scoatem sau nu scoatem catalogul, dar de fiecare dată toate aceste lucruri se întâmplă. Artiștii vin la Piatra Neamț, Muzeul de Artă din Piatra Neamț se umple cu artă, iar noi beneficiem și suntem părtașii unor evenimente de excepție. Vă doresc ca și această seară să fie una frumoasă, vă doresc să vă bucurați alături de câștigătorii acestei ediții a Bienalei și alături de Uniunea Artiștilor Plastici, filiala Piatra Neamț, prin domnul profesor Ștefan Potop, să fiți din nou alături de noi la ediția următoare a Bienalei și să participați și la celelalte activități pe care Complexul Muzeal Județean Neamț vi le pregătește, având în vedere faptul că 2018 va fi un an plin, va fi anul centenarului, va fi anul unor alte împliniri comemorative sau aniversare, motiv ca doamna Violeta Dinu, colectivul Complexului Muzeal Județean Neamț al Muzeului de Artă, să fie din nou ocupat cu pregătirea unor evenimente culturale. Vă mulțumesc și vă doresc o seară bună! Niciodată nu este suficient să-l omagiem, măcar evocându-l cu prilejul acestor vernisaje pe la Scărvorel. O invit pe doamna doctor Elena Ionescu, președinta Fundației Vorel, care a fost implicată în multe
acțiuni care au readus în atenție memoria pictorului cu totul original în contextul artei românești, cu prilejul centenarului, dincolo de bienalele care s-au organizat după 1997, cu prilejul centenarului în 1998, s-au publicat jurnalele lui Lascăr Borel, datorită fundației, cu concursul Fundației Borel, și s-au organizat expoziții omagiale. De altfel, Bienala, încă de la început, avea în centrul de interes al programului organizarea unor expoziții dedicate lui Lascăr Borel, și noi, în 1997, de asemenea, la fel am procedat ca să menținem numele lui legat și de opera pe care o avem în colecția Muzeului de Artă. Astfel încât îmi face o deosebită plăcere, onoare să o invit pe doamna Ionescu din partea Fundației Borel să ne vorbească. Mulțumesc, onorați invitații ai administrațiilor locale, județene și municipale, onorați participanți ai partenerilor noștri, Complexul Muzeal Județean Neamț și Uniunea Artiștilor Plastici din România. Vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți astăzi aici, că numai prin dumneavoastră această bienală, această expoziție trăiește. Fundația Borel încearcă să readucă odată la 2 ani în memoria dumneavoastră ceea ce a însemnat pentru acest ținut Lascăr Borel, ceea ce a însemnat pentru acest ținut familia Borel. Familia Borel a fost o familie extraordinară care timp de 3 generații de farmaciști Borel și o generație de artist Borel au dus mai departe în aceste ținuturi știința medicamentelor din plante medicinale și știința artei plastice, încât știm cu toții că Lascăr Borel a fost un reprezentant al expresionismului în pictură. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc din suflet tuturor artiștilor din țară și a Uniunilor Artiștilor Plastici din țară care au acceptat invitația noastră și ne-au dat crezare acțiunii noastre și și-au trimis cele mai valoroase opere pe această simeze ale Bienalei. Nu în ultimul rând, îi îmbrățișez din tot sufletul și le doresc numai bine celor 5 membri ai juriului care ne-au fost alături și care au reușit prin profesionalismul lor să stabilească care sunt cele mai bune lucrări din această bienală și să putem acorda niște premii. Premii modice, eu știu, sperăm ca poate peste 2 ani să fim mai bogați, dacă vom fi ajutați. Nu pot să nu mulțumesc din suflet prietenii mele Maria și soțul ei Dinu și lui Violeta, care au pus tot sufletul pentru ca să prindă viața această expoziție, ca dumneavoastră să vă puteți încânta sufletul. Mulțumesc încă o dată din tot sufletul.
așa cum spunea și domnul director Dorin Nicola, lucrările expuse sunt în număr mare, sunt în jur de 170 de lucrări de pictură grafică și foarte multe lucrări de sculptură de data aceasta, mai puține de grafică datorită dificultăților la transport. Artiștii de data aceasta, pentru că așa cum au remarcat și membrii juriului pe care o să-i anunț imediat, s-au prezentat mai bine ca la alte ediții, adică nu au fost probleme de a nu fi reprezentați în expoziție și sunt expuși toți 136 de artiști plastici. Expoziția se desfășoară, cum ați observat, că ați vizitat deja unii, în trei spații. Cel de la mansardă este foarte generos. Lucrările, având restricții la dimensiuni, tocmai datorită spațiului puțin, s-au așezat foarte bine, așa cum am gândit împreună cu Dinu, cu Miniuc, această și cu echipa care ne-a înconjurat această panotare. Totul a decurs bine, pentru că ne-am gândit că am fost investiți cu multă încredere și cu speranțe chiar de către artiștii care și-au dorit să fie la Piatra Neamț, la Muzeul de Artă, și atunci noi credem că am finalizat onorabil acest demers realizat împreună. Membrii juriului prezenți în fața dumneavoastră sunt profesori universitari de la Timișoara, doamna Suzana Fântânaru, graficiană, domnul Liviu Suhar, profesor universitar la Academia de Artă George Enescu din Iași, pictor, domnul Ilie Bostan, profesor universitar la Academia din Iași, de asemenea, domnul Vasile Duda, care este critic de artă și vine de la Bistrița, Năsăud, și care a fost prezent de mai multe ori la Piatra Neamț cu prilejul unor expoziții foarte bine primite, receptate de public, de sculptură și pictură de asemenea. Și în sfârșit eu, ca muzeografă, la această instituție. În continuare o să dau cuvântul doamnei Suzana Fântânaru, din care o să ne vorbească din partea juriului. Nu știu dacă am păstrat protocolul pe care gândisem înainte, dar îmi face plăcere să vă anunț. Sunt ușor luată prin surprindere, vă rog să stați lângă mine, să-mi susțineți moralul. Deci, sunt luată puțin prin surprindere. Personal, sunt onorată și fericită că vin pentru prima dată în Piatra Neamț. Nepermis de târziu am ajuns aici, ca prezență fizică, dar la Bienala de acum 2 ani am fost premiată, însă, repet, prezența fizică și nu numai fizică, conlucrativă ca membra juriului mi-a făcut foarte mare plăcere, o experiență în plus de fiecare dată și sunt conștientă că Bienala Lasker Vorel, odată la 2 ani, e sărbătoarea acestui mare artist, căruia noi ne alăturăm de fiecare dată. L-aș aminti puțin și pe Aurel Băieșu, care m-a impresionat extraordinar de mult. Lucrările lui m-au impresionat extrem de mult și sunt în posesia acestui frumos muzeu. Am conlucrat frumos cu membrii juriului, sunt colegii mei, sunt profesioniști și corecți, sunt adânci, sunt așa cum mi-am dorit, ca să putem trage o concluzie asupra calității acestei bienale, care am ajuns la concluzia că e la un nivel destul de ridicat, însă în problema premierii pot să vă spun că nu sunt doar 4 premii, ci sunt vreo 20. În sensul că noi am propus mai mult de 20, deci sunt lucrări competitive mai multe decât cele 4, dar nota de
nu știu, soarta, subiectivismul minor totuși, atât am încercat noi să fie cât mai diminuat, a fost să, din cei 20 să alegem 4 artiști, așa că îmi pare rău că am uitat lista la hotel. Aș fi vrut să vă spun că e plină lista de nume care ar fi meritat premiu și mulți sunt din Piatra Neamț. Artiști pe care i-am descoperit cu foarte, foarte mare plăcere. Eu felicit organizatorii din tot sufletul, dar în primul rând mulțumesc că m-ați invitat, premianții neapărat și publicul e impresionant prin prezență și prin, nu știu, expresivitatea tuturor. E clar că e o solidaritate artistică extraordinară și vă mulțumesc foarte mult! Juriului, domnul profesor Liviu Suhar, care cunoaște foarte bine fenomenul artistic. În primul rând vă spun bună seara. Vreau să încep prin a aduce un cuvânt de recunoștință, de omagiu pentru oficialitățile care participă la acest eveniment. Este un semn că ceea ce s-a întâmplat, se întâmplă acum în Piatra Neamț, nu este o acțiune oarecare. Acest festival, această bienală, pentru cei care trăiți în orașul acesta, poate că vi se pare puțin prea integrată și, mă rog, face parte din cotidian. Pentru noi ceilalți care trăim în afara orașului și în țară și ne uităm peste la distanță. Această bienală este un brand al locului care este dorit, căutat, urmărit de toți artiștii de-a lungul anilor. Toată lumea se pregătește cumva. Din toate generațiile vine bienala la Scărvorel, la Piatra Neamț, trebuie să pregătesc să particip cu o lucrare. Unii își manifestă speranța că vor lua un premiu, dar premiile astea au o valoare simbolică până la urmă. Acțiunea aceasta, prin faptul că are o deschidere extraordinară vis-a-vis de tematica propusă de artiști, doar sunt niște limitări vis-a-vis de dimensiuni, că astea sunt determinate de condițiile de spațiu, dar nimeni nu impune o anumită temă, anumite subiecte. Și atunci, la o primă vedere, o expoziție de acest gen pare un ușor amalgam, la o primă vedere, pentru că fiecare a avut libertatea să-și aducă ce a considerat el că îl reprezintă la momentul respectiv. Eu aș zice un lucru privit așa din exterior și care poate că e bine să fie receptat și luat în considerație, în perspectivă. Această suită de manifestări face ca în orașul Piatra Neamț să se adune un patrimoniu încet, dar un patrimoniu substanțial de lucrări de artă.
Asta ar presupune ca o secție de artă modernă, contemporană, însemnând pictură, grafică, sculptură, arte decorative, să se constituie într-o expoziție permanentă, care la rândul ei poate deveni un etalon în fața turiștilor, în fața vizitatorilor care vine în Piatra Neamț, bun, mergem la muzeu. Da, muzeul are lucrările clasicilor, interbelici și așa mai departe. Da, dar muzeul are o secție de artă contemporană, distinctă. Secția aia de artă contemporană distinctă este alcătuită din cele mai bune lucrări care au fost premiate de-a lungul timpului în edițiile bienalilor Lascăr Vorel. Pentru treaba aceasta, decidenții locului pot găsi o clipă de răgaz să mediteze și să spună, domnule, avem o clădire undeva acolo care ori o dăm acolo, ori o dăm în partea aialaltă. Hai să o dăm la muzeu și să facem o secție bine constituită de artă contemporană. Pentru că peste tot unde ne ducem în Europa, că suntem în Europa, întâlnim așa ceva. Întâlnim muzee municipale. Chestiunea asta am ridicat-o și am avut o discuție și s-a realizat la Iași cu domnul primar. Există, s-a înființat nu de multă vreme un muzeu municipal, în afară de muzeul de artă care este național. Un muzeu care ține de administrarea primăriei. Fac o paranteză, nu ca să mă laud, marți am avut un vernisaj. Noi avem o asociație artă și educație. În cadrul primăriei, pentru că am obținut o mică finanțare nerambursabilă, am întocmit procesul verbal de donație a 21 de lucrări pentru primărie. Artiști diferiți. Am și, cred că și din Piatra Neamț, nu mai știu care, din toată țara, care îmbogățesc patrimoniul respectiv și voi face în continuare. Nu putem să lăsăm lucruri, ele se degradează în timp. Și, mă rog, nu vreau să lungesc discursul meu și să-l transform într-o chestiune moralistă. Referitor la juriu, vreau să știți că am lucrat cu maximă responsabilitate și seriozitate, fără partipriuri, fără simpatie, fără, nu știu, a venit cineva de acasă că i-a șoptit cineva la ureche. Fiecare dintre noi a făcut o suită de propuneri individuale. După aceea, când le-am pus împreună, am luat voturile cele mai mari. Numărul mare de voturi. Și în ordinea aceasta s-a definitivat această listă cu 20 de nume, dar din păcate premii sunt puține. Sigur că poate în viitor trebuie mai bine gândită treaba asta, ca premiile astea să aibă cât de cât o substanță. Dacă nu se pot da numai decât bani, se poate da materiale, se poate da altceva, cărți, știu, dar de o anumită valoare, în așa fel încât pentru artistul care le primește să aibă sentimentul că este recunoscută valoarea și calitatea lui. Sigur că, în rest, ce să zic, mulțumesc foarte mult organizatorilor care cu tot sufletul s-au implicat în această poveste. Întrebările, sondajele, dacă vreau să fiu în juriu, nu au fost de pe o zi pe alta, au fost din timp, mi-am reglat și eu programul, la fel colegii mei, și am privit cu maximă responsabilitate această participare. Și trebuie să-i felicităm și să le dorim să fie sănătoși, să mai aibă energie, să facă și ediția următoare, bineînțeles, cu sprijinul mai substanțial al oficialităților, nu? Da, așa. Ce să vă spun? Vă mulțumesc foarte mult și succes și în viitor!
Doamna Maria Huminiuc, vicepreședinta Fundației Borel, va anunța premiile. Bună seara! Mă bucur mult, foarte mult, că sunteți alături de noi, azi prezenți aici. Nu vreau să mă repet, dar simt nevoia ca să punctez unele lucruri datorită cuvintelor pe care le-ați ascultat anterioare intervenției mele. La un an după înființarea Fundației Borel, hotărârea noastră a fost să facem un eveniment deosebit la Piatra Neamț, un eveniment pe care, așa cum s-a mai spus, să-l regăsească vizitatorii orașului. Ne dorim un turism cultural. Orașul Piatra Neamț este oraș turistic. În agenda culturală a calendarului turistic, alături de festivalul de la Teatru Tineretului și alături de vacanțe muzicale, noi am ținut foarte mult să includem și această bienală. Lucru ne-a reușit. Domnul profesor Suhar știe care sunt limitările și condiționările unui proiect cultural. Noi din 2007 aplicăm pentru finanțare proiect cultural Bienala. În regulamentul Bienalei și în expunerea din cadrul proiectului, noi totdeauna am scris acolo la rezultate, la efecte, la beneficii, că cel mai mare beneficiu pe care noi îl considerăm este faptul că colecția Muzeului de Artă se poate îmbogăți cu lucrări premiate. Ce înseamnă lucrări premiate? Înseamnă lucrări care au girul unor persoane avizate. Noi ne-am străduit tot timpul să aducem la Piatra Neamț personalități de critică, șefi de catedră de la universitățile de artă plastică. Totdeauna juriul nostru, așa l-am considerat noi, așa s-a dovedit, așa a fost considerat și de artiști, un juriu profesionist. Prima ediție, în 1997, când ne-am propus eu și doamna Ionescu să plecăm pe drumul ăsta, ne-am uitat în jur și ne-am gândit cui să ne adresăm, cui să spunem că vrem să facem bienală la Piatra Neamț. Ne-am îndreptat spre Direcția Județeană de Cultură și acolo domnul Adrian Alu Gheorghe a avut toată deschiderea. Deci prima ediție a fost făcută cu sprijin logistic și financiar de la Direcția Județeană de Cultură și cu sprijinul, cum se spunea atunci, cofinanțare în natură a domnului Petrică Diaconu. În vitrina din hol o să vedeți cataloage, invitații ale celorlalte ediții ale Bienalei. Domnul Petrică Diaconu a finanțat 100% primul catalog al Bienalei, catalog în care atunci, ca și în anul 2009, vreau să mă scuzați, am reușit să publicăm toate lucrările aflate în expozițiile edițiilor amintite. După aceea, lucrul ăsta n-a mai fost posibil, dar nu am renunțat la catalog. Ediție de ediție, catalogul s-a făcut cu reproduceri ale lucrărilor nominalizate. Vă mulțumesc. Și acum ați aflat deja că lista nominalizărilor este foarte mare și că premiile sunt doar 4. Voi da citire nominalizărilor. La secțiunea pictură, nominalizările, într-o ordine absolut aleatorie, sunt următoarele. Lucian Gogu Craiu, Carmen Poenaru, Sever Moldovan, Ștefan Roșu, Doina Mihăilescu, Mihai Chioaru,
Rafael Matiaș, care vine ediție de ediție la Piatra Neamț, Mariana Papară, Mihai Pamfil, Dumitru Macovei, Sorin Otânjac, Mihai Percă, Mihai Agape, Carmen Gâtlan, Cristina Vădăilă. Dintre aceste peste 20 de nume, se acordă diplome de excelență celor care vă spunea domnul profesor Suha că au primit punctaje maxime, adică la secțiunea pictură, diplomă de excelență se acordă domnului Mihai Chioaru, domnului Rafael Matiaș, doamnei Mariana Papară, domnului Dumitru Macovei și domnului Sorin Otânjac. Premiul pentru pictură se acordă domnului Mihai Pamfil. Premiul este acordat cu sprijinul financiar al firmei Planta Vorelor. Rog pe doamna Ionescu să mă ajute să înmânăm acest premiu domnului Mihai Pamfil, prietenul Bienalei. Avem și un plic, nu e consistent, dar nici neînsemnat, pe care trebuie să mă scuzi, Mihai, dar acolo trebuie semnătură, trebuie și le rezolvăm după. Nominalizările la secțiunea pictură sunt Ioan Burlacu, Gheza Covaci, Nicolae Flasing, Maxim Dumitraș. La sculptură. Deci am citit destui, este vorba despre secțiunea sculptură. Gheorghe Zărnescu, Lucian Tudorache și Onisim Colta. Diplomele de excelență la secțiunea sculptură sunt Nicolae Flasing, Maxim Dumitraș, Gheorghe Zărnescu, Onisim Colta. Iar premiul pentru sculptură se acordă domnului Lucian Tudorache. Premiul se acordă cu sprijinul financiar al firmei Petrocart S.A. și îl rog pe domnul director Adrian Weiss să mă ajute să ajungă diploma la premiant. Acum două ediții și domnul Adrian Weiss a primit o diplomă de excelență pentru că de la ediția 1997 până acum Petrocart S.A. a sponsorizat un premiu, ne-a ajutat de fiecare dată pentru că cea mai mare problemă a noastră este catalogul, să rezolvăm tot ce ținea de capitolele de cheltuieli neacoperite și propuse a fi făcute la Bienală. Nominalizările la secțiunea grafică. Mă scuzați. Ana Maria Cuteanu, Dinu Huminiuc, Atena Elena Simionescu, Constantin Catargiu, Marcel Gheorghe Muntean, Grigore Agache, Mihai Voicu. Dintre aceste nominalizări, diplome de excelență se acordă doamnei Atena Elena Simionescu, îndrăznesc să spun, o prietenă a fundației, laureată a fundației și ne ajută foarte mult în a încuraja tinerii să vină la Bienală, pentru că Bienala se adresează în primul rând tinerilor. Misiunea Fundației Vorel de la început a fost bine
formulată, și anume aceea de a sprijini tinerii artiști și tinerii cercetători. Pentru că, așa cum ați aflat de la doamna Ionescu, familia Vorel înseamnă o dinastie de farmaciști și pictorul pe care astăzi îl aducem mereu în rostire, noi asta ne-am propus, tinerii artiști să fie cei către care se îndrepte toate programele noastre. Premiul pentru grafică se acordă domnului Dinu Huminiuc și este acordat de Uniunea Artiștilor Plastici. Ștefan, te rog frumos. Vă mulțumesc tuturor. Cred că cuvintele, dintre cuvintele rostite aici, cu cel mai profund și mai consistent conținut, sunt două: bucurie și emulație. Am început greu ediția asta, dar de la 1 noiembrie încoace am simțit acea emulație care nu ne-a mai dat voie să privim înapoi, a trebuit să privim înainte, și vă mulțumesc încă o dată că sunteți în seara asta aici. Numai un pic, mai trebuie anunța marele premiu. Marele premiu este o mare surpriză, îmi scuzați emoțiile. Marele premiu se acordă domnului Simeon Cristea, profesor universitar la Academia de Arte din Iași. Da. Am eu onoarea să vă numesc asta. Vă felicit și vă rog să vă numați studenții să vină la Bienală. În sfârșit, despre această panoramă desfășurată pe simezele muzeului nostru, realizată de artiștii participanți, o să ne vorbească domnul critic de artă Vasile Duda. Onorat și distins public, cred că ar trebui să încep prin a vă mulțumi că aveți răbdare, pentru că văd că timpul este scurt pentru fiecare și totuși vorbele au fost lungi, dar am rămas aici pentru că avem o expoziție bogată cu multe lucrări. De fapt, în momentul în care intrăm în sală, cred că avem sentimentul că sunt chiar prea multe, numai că în momentul în care ne gândim că o bienală este totuși măcar o încercare de a scana ceea ce se produce în perioada contemporană, înseamnă că începem să înțelegem că avem spații prea mici pentru evenimentul ăsta atât de mare. Și asta înseamnă că e potrivit până la urmă să avem un număr important de lucrări, de stiluri, de personalități care au reușit până la urmă să trimită lucrări la această bienală, și asta este important. Sigur că în momentul în care se acordă și premii, deja începem să vorbim despre valoare, începem să ne gândim despre ce înseamnă această ierarhizare a juriului. Cu siguranță este o ierarhizare personală, după criteriile pe care fiecare a încercat să le aplice la expoziția pe care a observat-o și în același timp încercând să identifice ceea ce s-ar potrivi mai bine, să zicem, cu propriile criterii și cu experiența pe care o are fiecare. Asta poate că ar trebui să fie spus, pentru că suntem aproape de un loc din care a plecat Tristan Țaraș și spunea că fiecare dintre noi este un artist, și avea dreptate până la urmă. Asta înseamnă că până la urmă tot ceea ce facem poate să fie catalogat ca și artă, sau până la urmă orice încercare poate să fie acolo. Cu siguranță răspunsul este nu, pentru că până la urmă trebuie să găsim o îmbinare între ceea ce este sentimentul pe care le avem, emoția pe care o trăim, și esteticul, care trebuie să finalizeze sau să mănușeze toate lucrurile acestea împreună, într-o, să zicem, sau după o lege interioară care să-i dea un sens. Pentru că dacă căutăm cumva emoția într-o lucrare și ne vom gândi că vom retrăi neapărat sentimentele artistului, nu este chiar așa. Până la urmă și noi contribuim la descoperirea lucrării respective, și noi avem rolul nostru pentru a ne apropia de ea.
Și cred că și în această expoziție, dacă ar trebui să vorbim despre rolul pe care îl are, este chiar acela de a mișca ca un motor, până la urmă, dorința noastră de a cunoaște, de a afla mai mult. Și dacă vom avea acel gând de a reveni în expoziție, să mai retrăim cumva sentimentele frumoase în această instalație, să zicem, care cuprinde lucrări ale unor artiști importanți din țară, atunci înseamnă că, într-adevăr, și-a atins scopul, înseamnă că a reușit să zidească noi acea dorință de a afla mai mult, care este specifică epocii contemporane în care trăim, ușor nemulțumiți, mereu dornici de a afla mai mult, mereu dornici de a experimenta, de a căuta acel adevăr, să zicem, pe care probabil nu o să-l găsim niciodată, dar măcar acel demers este unul care ne caracterizează și ne ajută foarte mult. În expoziție o să găsim lucrări care configurează după principiile artei moderne, arte contemporane, pentru că de asta au fost și acceptate până la urmă să fie așezate în aceste spații. În același timp, tendințe de a reconfigura, de a reașeza, de a reconcepe, de a căuta elementele care să pună în valoare are o originalitate care să-și găsească un sens și în același timp o căutare a legilor interioare care să genereze un nou limbaj. Un nou limbaj care să se desprindă până la urmă de tradiția formală și să găsească o nouă direcție sau cine știe poate să o creeze acum într-un stil al artistului pe care fiecare dintre noi încercăm să-l descoperim. Dacă așa stau lucrurile, sculptura, pictura, grafica sunt arte pe care le știm, vin dintr-o tradiție și totuși cred că acum, chiar dacă au fost multe premii speciale, lucrări care meritau să fie premiate, dar care au fost premiate la alte ediții sau în alte contexte și atunci ele sunt în această sală, dar nu au fost neapărat nominalizate ca premiile speciale pe care le-ați auzit dumneavoastră aici. Totuși, cred că împreună, cei care am încercat să găsim lucrările care să dea un sens acestei expoziții, au mers până la urmă și pe ideea de a găsi o fuziune între ceea ce este sculptura, care și-a redescoperit, să zicem, frumusețile culorii sau ale efectelor de umbră și lumină pe suprafață, sau grafica care se înrudește cu pictura și, de ce nu, pictura care prinde la un moment dat formă ca și sculptura, pentru că trăim într-o epocă în care fuziunea și înțelegerea trebuie să fie lucrurile care să genereze elementele noi pozitive în viața noastră. Așa că, cred că e o experiență plăcută pentru toți. Sunt convins că Bienala aceasta va continua, pentru că a reușit să strângă împreună autorități, oameni de bine, artiști plastici și asta înseamnă că din această triadă cu toții vom avea de câștigat. Felicitări și să sperăm că în fiecare an ne vom întâlni bucuroși la acest eveniment. Vă mulțumim foarte mult pentru implicare, pentru prezență, mulțumim coorganizatorilor, invitațiilor speciale, autorităților și vă invităm, presei mai ales, dar sunt așa obișnuită cu prezența dumnealor încât îi considerăm de-ai noștri și pe parcursul a două luni, începând de astăzi, vă invităm să vizitați Bienala Națională la Scărbărel, ediția 15-a. Vă mulțumim! La informații trebuie să știe toată lumea că înainte de asta echipa televiziunii din Iași, programul 1 Național TVR Iași a filmat toată expoziția și am dat și un interviu eu. Deci am vorbit mai mult atunci decât... Vreau să vă mai spun doar două lucruri, dar s-au făcut trei. Domnul Liviu Suhar a fost membru și al juriului Bienalei din 1997. Cei care au fost, s-au auzit strigați și sunt în sală cu diplomă de excelență, vă pot mâna aceste diplome de excelență dacă sunteți aici. Și al treilea lucru, votați Lucian Tudorache la ambasadorii Neamțului. Thank you.